Noi suntem de la Fundația Mâinării de Răpi. Organizăm pentru al șaselea an consecutiv Câmpina. Câmpina este de un concurs de biciclete. Asta este echipamentul voluntarilor de anul trecut. Am venit la voi în liceu pentru a vă ruga să ne ajutați din poziția de voluntari. Organizăm o campanie de recrutare a voluntarilor. Și de popularizarea concursului, pentru că, nu știu, poate să ridicăm mâna cine a auzit de Câmpina RTV Nu ne-am concentrat atenția foarte mult pe Câmpina, am dorit să aducem mulți oameni din afara Câmpinei, pentru că aceștia să afle despre orașul cu cele mai multe zile cu soare. Noi am prins câteva proiecte. Ne-am propus să ajungem la zona de start peste 600 de bicicliști în fiecare an. S-au înscris mai mult de 600 de bicicliști, vin împreună cu familiile lor și încercăm să oferim cât mai multe activități distractive pentru familiile bicicliștilor, dar un mediu sigur și pentru bicicliști. Pentru a face asta avem nevoie de peste 120 de voluntari. Am fost cam atâți în fiecare an, dar și la acest an... anul ăsta și voi puteți fi printre ei. Există un formular pe site. Site-ul se cheamă campina-mtb.ro. Avem formularul ăsta pe site, acolo o să aflați tot despre ce a trebuit să faceți și la ce vreți să vă înscrieți, dacă vreți să vă înscrieți ca voluntar. Media voluntarilor până în momentul ăsta, oamenilor care s-au înscris, este de 17 ani. Așa, ca să știți cu cine vă vedeți acolo și cu cine ar urma să lucrați în echipe. Pentru voi este super benefic dacă vreți să faceți voluntariat, pentru că din începând cu acum cu 2 ani, pare că voluntariatul este considerat și se calculează la vechimea în muncă. În afară de asta, vă eliberăm certificate de voluntariat, adevenințe, cu care puteți să mergeți și să reprezentați fie ca vechime în muncă pe partea de organizare și coordonare de echipe. Dacă vreți să vă angajați sau să mergeți și să le folosiți când vreți să dați la o facultate. Experiență profesională. Dacă mergeți la facultățile din străinătate, s-ar putea chiar să aveți nevoie de el. Acum, nu încerc să vă vând treaba asta, vreau să veniți doar dacă vi se pare o idee bună și vreți să vă implicați. Dacă aveți nevoie doar de certificat, puteți să intrați acolo, e un formular de contact. Ne scrieți, nu vreau să voluntariez, dar am nevoie de un certificat și eventual vă trimitem să ne ajutați cu o listă în Excel. Adică despre asta e ceea ce vorbim. Vrem oameni care vor să implice. Strângem bani pentru copiii cu autism din județul Prahova. În anii trecuți am oferit tabere și am îmbunătățit calitatea serviciilor oferite acestor copii. Și familiilor.